ce-mi place când fac murdărie în bucătărie. Noroc că am o nevastă care curăță după mine, că altfel ar fi jale. Ceea ce e bine, înseamnă că mai gătește. Asta să nu se vadă. Oh! Numai cu viața de actor. Iau! Bravo! Niciodată n-am glumit. Bravo! Băi, nu mă așteptam, sincer să fiu, pentru că eu m-am simțit bine în fiecare seară. Merci, brothers și sisters. Bine v-am regăsit la Cireașa de pe tort, competiția culinară pentru găsirea gazdei perfecte. Maratonul nostru gastronomic continuă și suntem pregătiți să vă oferim noi și noi surprize. Îmi fac datoria să vă dau raportul cu invitații acestei săptămâni și apoi ne băgăm ex abrupto în bucătăria emisiunii. Ozana Barabancea, o recomandă vocea și talentul ei. Loret vine de la Brăila, dar s-a acomodat în capitală. Pașaman este un dur cu suflet de vioară. Minodora este doar Minodora și asta ține loc de orice prezentare. Don Baxter, un clasic al industriei muzicale hip-hop autohtone. Asta e lista de invitați. Toți sunt deciși să se spargă în figuri, așa că dăm drumul la paranghelie. Ozana Barabancea, scurtă prezentare profesională. Este artist liric la Opera Națională Română, a avut turnee în Italia, Germania, Grecia, Thailanda, Japonia, Slovenia, a cântat în fața împărătesei Japoniei, prințului Iordaniei și prințesei Thailandei, participă la festivaluri de jazz, ține cursuri de canto, participă la emisiuni și mai face alte multe lucruri minunate. Azi și gătește! Succes! Bonjour, ça va bien? Oui, c'est Sacha Pampelon toujours en maison. Am început o săptămână nouă. Alături de mine, monsieur Remu. Oui, c'est Sacha Pampelon toujours en la maison. Doamnelor și domnilor, începem săptămâna în forță. Știi pe cine avem invitat astăzi? Invitată de onoare? Pe cine? Măi, Remu, tu ai auzit de doamna Ozana Barabancea? Da. Da? Ozana, crede-mă că sunt aici în calitate de a-mi da cu părerea, nici măcar de a te supăra, de a te enerva, și mi-am pus ochelarii ăștia pur și simplu, nu pentru a semăna cu tine, pentru a-ți aduce așa un zâmbet, să înceapă Cireașa de pe tort cu Ozana Barabancea. Ei, da, bună dimineața, ați venit. Mergem la Ozana Barabancea, ești nebun. Voi sunteți disperați să vă gătesc, dar până una alta, hai să vă prezint casa, să vedeți unde o să vă primesc diseară. Mergem la doamna profesoară de canto, să mâncăm și noi o să mâncăm și pe ea o să o punem să cânte. Aceasta este prima încăpere din apartamentele mele imperiale. Candelabrul ăsta îmi place maxim, este proaspăt achiziție. Tabloul reginei Maria, după cum observați. Dacă tot vorbim despre regalități, am fost în Imperiul Otoman și am luat și eu ceva ca amintire. De fiecare dată când privesc acest tablou, îmi dau seama că mie îmi stă bine doar pe cai mari, albi. O ador, îmi place foarte mult de ea, îmi place cum cântă. În general, aici eu fac meditațiile și acelea de canto și nu numai. După cum observați, este pianul. O profă de canto un pic aprigă, așa. Este cea mai tare profesoară de muzică, pentru că am făcut multe ore de canto împreună cu ea. M-a ajutat foarte, foarte mult. Și am avut o profesoară de canto care era mai năbădăioasă, așa. Și mi-a prins bine. Cred că este una dintre cele mai bune cântărețe de la noi din țară. Are o voce extraordinară. Mie îmi place foarte, foarte mult Ozana Barabancea. Aici este camera fiului meu, cel mare, primul născut. El mai merge și la școală, fapt pentru care am să vă prezint, vi-l prezint în poză. El este Andrew, sergetător, se vede, da, după poziție. Iar Gloria este fetița mea. Bun. Să mergeți să vedeți prințesele din camera Gloriei. Evident, în apartamentele mele imperiale nu putea să lipsească, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu Gloria 7 ființe cu sânge albastru. Patul subliniază ceea ce spun, dulapul la fel. Patul imperial, dulapul imperial, tabloul imperial. Ia! Cred că va fi un meniu imperial. Uh-huh. Ar trebui să facă papa bun, să zic așa. Având formele rubicone,
Înțelegi, Rubi? Rubensiene. Ar trebui să priceapă la gătit. Felul întâi va fi un fel de salată Caesar cu pui și parmezan și nucă, eventual, la alegere. Ceva la cuptor mă gândesc o să facă, sau nu știu, un grill, ceva, o sălătucă, o salată, ceva ușor, o mâncare ușoară în orice caz. La felul principal m-am gândit să menținem nota aceasta de carne de pui, proteine. La cuptor vom lua 5 pui ușor mai mici, pe care o să-i pregătesc la cuptor cu legume, ardei gras verde. Adică something light. Acum, I don't know, vom vedea. Românii sunt gurmanzi. Ca și garnitură m-am gândit să vă propun un risotto, pentru că pe cât este de gustos, pe atât este de arătos. Un risotto trebuie să fie cremos. Orezul trebuie să rămână puțin al dente, altfel se lipește și arată ca naiba. Se face o fel de pastă. Deci ți-ai ales o muncă mai complicată, care mie îmi place și îmi convine. Și la final m-am gândit să aleg o rețetă pe care o făcea mama și sper să-mi iasă, deși s-a întâmplat acum foarte mult timp, să fac un tort de ciocolată, cacao și nucă. Nu cred că este genul care să facă piața, nu cred că are timp să se ducă la piață, probabil că cineva îi face piața. Am rugat-o frumos și azi și-a făcut timp special pentru noi. Ozana, îți mulțumim pentru aceste frumoase momente. Așa, am ajuns la cumpărături. Treabă grea. La cum e ea, s-ar putea să aleagă niște chestii bune. Salată. Mi-am zis să fac salată și atunci trebuie să combin cu o salată mixtă, mă gândesc eu. Rucola e foarte sănătoasă. Aș lua o rucola. Ținând dietă, la toate, mai toate dietele ai salată. Verdeață, mănânci de pe jos, gazon. Eu zic să luăm așa. Salata romană, ca asta pare mai... Hai să mai luăm una, că nu suntem zgârciți. Suntem oameni generoși. Apropo de salate, aveți salata de andive, care este extraordinar super de... Bună. Foarte, foarte repede de realizat. Faceți un sos ulei, muștar, sare, piper. Dacă aveți puțină nucă, ne amestecați. Faceți dressing-ul acela ca să fie, să omogizeze bine uleiul cu, și puțin oțet, pardon, oțet, sare, piper, muștar. După care amestecați cu andivele, cu puțină nucă pe deasupra, o să vedeți că este foarte bună. Vă schimbă puțin gustul, pentru că andiva este puțin mai amăruie, dar eu vă sfătuiesc să încercați. Ceapă, am uitat de ceapă. Iată ceapa. Măria asta, ceapa. Îți recomand ceapa de Buzău, ceapa imperială de Buzău, care este ușor țuguiată și spre roșu, și este mult mai dulce și merge cu brânza imperială, cu... mă rog. Caut puișorii aceia mici și drăgălași, dar nu-i văd. Nu-i văd. Se ascund de mine. Nu e ceea ce-mi doresc. Nu e ceea ce-mi doresc. Sunt foarte tristă. Ar fi așa ceva. Ar fi așa ceva. Sunt cam supărat, e așa. Cred că se uită la mine și spun: de ce te uiți la mine, oh, străini și goi? Ce s-a întâmplat cu noi? Am zis să iau și pui pentru salata Caesar, da? Ia să vedem. Piept de pui aici, nu găsim? Un piept de pui dezosat. Auzi? Ar trebui pui, dar uite, m-am sucit. Și o să iau niște pulpe de pui dezosate, fără piele. Pentru că eu consider că sunt mai gustoase decât pieptul de pui. Hai să vedem dacă o să mă certe cineva. Uite, merg la risc. Așa e. Și eu sunt de acord că pulpa de pui dezosată este mult mai gustoasă decât pieptul de pui. Pieptul este fad și... Da, e mai sec. Mă gândeam să iau un risotto. Unde ești, mă?
Uite-l. Pentru acel pui în tigaie să facem o garnitură de orez cu ciuperci, mă gândesc. N-are ce să strice. Asta e. Va avea ochiul foarte critic asupra produsului care îl va cumpăra, să fie așa. O văd meticuloasă. Acum începe distracția. A luat salată, a luat risotto, a luat puiuț, puișorii. Pulpele de pui dezosate pentru salată. Pentru salată. Cred că ar fi trebuit să ia și niște smântână lichidă pentru risotto, puțin. Să-l facă mai cremos. Încep cu desertul pentru că vreau să stai la rece, să fiu foarte operativă. Dar pentru asta am nevoie de mătușa mea. O să spun. Să o întreb exact cum stăm cu minunata cremă, știi, să nu dau greș. Alo? Să rămână, Ozana sunt. Hai! Mai spune-mi o dată, te rog, frumos, vreau să notez. Ingredientele de bază ale acestui desert sunt următoarele. Un telefon bun cu bateria încărcată, un pix cu foaia aferentă și o mătușă bine intenționată. Restul e gastronomie. Mi-a spus la foc mic. Focul trebuie să fie la intensitate mică da. Pentru ca omogenizarea și topirea untului și a zahărului și totul să se facă treptat. Altfel se produce arderea. Acest oraș se strică tot, gustul nu mai e. Să se topească zahărul bine și să se amestece bine cu cacao. Aici cu untel e mult mai bine pentru că omogenizează mai bine ciocolata și nu rămân granule. Încă nu s-a topit, încă mai trebuie să se mai topească, simt la mână, știi? Motiv pentru care te sfătuiam să iei untel. Vreo bonere de zahăr și ar trebui să nu simt nimic, să fie totul extrem de omogen. Zise bucătărea asta din mine. Doamne, ce talentate sunt! O să se descurce foarte bine și cu siguranță o să ne dea pe spate cu ceea ce va găti. Așa scrie la carte, că trebuie să pun niște gălbenușuri de ou și iată că fac, mă conformez. Eu n-am aștept cu gălbenușurile astea, dar dacă așa zice scriptura... Am și un ajutor, să știți, că nu știu dacă o să fiu în stare să... Le fac pe toate, dar știți cum e vorba aceea, sună un prieten. Aici. Ce să mai zic. Toți avem câte un ajutor. Cine gătește în seara de astăzi? Eu mă chinui. Dacă nu pot. Dacă tu te-ai venit să fii productiv. Dar nu te-am văzut gătind niciodată. Talente și răstalente, na. Mire-te, na. El este Dima, dar el este ajutorul meu. Dacă vrea, dacă s-a sucit între timp, să-mi spuneți. Salut, Dima. Salut, hai Dima. La treabă, Dima, hai. Mai băgăm un nou? Da. Hai cu Romul. Hai că fac eu așa. Hai cu Romul. Pe tot? Nu, 4-5 picături, ce ai cum pe tot. Și cum cântărim 4-5? Stai. Ta-da-am, nu curge, vezi? Ma, stai, că ai turnat 20. Fii atent ce faci. Raza asta, mărunțim nuca. Se trăiește șefa. Deci... Ah, ce place să se trăiește șefa. Deja... N-aș vrea să ne lovim fund în fund, mulțumesc. Habibi! Hai, Dima, că trece timpul și o încurci. În fiecare în parte, așa? Răzătoarea asta de nuci nu e chiar ce trebuie. Dacă la o adică... În două ore dacă răzuiește toată nuca. Le pui într-un șervet din cârpă și le zdrobești. E cel mai bine. Băi, eu aș fi făcut altfel. Fii atent aici. Asta este un prosop curat. O să-l veri și aici și să-i dai la căpățân. Înțelegi? A, ce-mi place asta! M-a auzit? Da, te aude. E prima dată în care văd nucă pisată așa. La toc. La tocul și într-un prosop în care... Eu te-aș fi sfătuit, te-am sfătuit de altfel să iei un prosop din cârpă, dar în niciun caz un prosop din ăsta... Pufos. Pufos.
Sunt acele... Cârpe de bucătărie. Cârpe de bucătărie din bumbac, pur și simplu, care sunt mult mai eficiente, dar mă rog. Pune, te rog frumos, în tavă. Așezele astea în tavă. Trebuie să punem o folie aia. Nu. Nu punem nicio folie. Nu, pur și simplu. Ascultă-mă un pic, stai. Punem folie. Deasupra. Așa, deasupra, jumate de oră, după care scoatem folia. Da, și... da, deocamdată trebuie să punem în tavă. Ai dat cu ulei? Nu, am spălat-o. Hai că pun cu ulei după aia. Păi nu, dă-i cu ulei așa, unde? Da, dă tu. Aici înțeleg unde intervine ajutorul lui Dima. Care ca ulei. Probabil că este specialistul acestor pui la cuptor. Am rupt și... Mânerul, nu-i nimica. Am cumpărat o mobilă nouă și el se rezolvă. Auzi, dar și ceva, eu am 5 invitați, dar mai am și o familie de hrănit, așa că am să pun mai mulți. Ați înțeles? Eu mă așteptam la puișoarea aia întregi. Pe de care ți-am povestit. Da. Sunt piept de piept. Aș prepara să iei pui întregi. Și atunci când îi bași la cuptor, să aibă pielea pe ei. Chiar dacă scoți pielea după aceea, dar pielea mai conține grăsime. Nu este bună de mâncat, dar măcar... Dă gust. Dă gust. E ok? Perfect. E minunat. Hai, ești talentat. Hai, ești bun. Ești nemaipomenit. Asta pot să o pun... Opa. Întreagă aici, nu? Faptul că... le puneți așa, una lângă alta, nu asta o să parfumeze carnea. Și ceapa, dacă măcar puneți-o de desubt. Dar ce ai pregătit prima dată? Ce? Prima dată, ce ai pregătit? Când? Prima dată când? Când te-ai apucat de gătit, oricum. Astăzi? Nu astăzi. Când te-ai apucat, nu știu, acum 190 de ani. Pui pane, 190 de ani. Ia de aici. Asta e un semn al păcii care l-a făcut Ozana acum. Da. De ce pui apă? E ca să fiarbă la un moment dat, nu? Și o să stai așa vreo jumătate de oră la cuptor cu folia, după aceea o să luăm folia ca să se rumenească. Și acestea fiind spuse, trecem la partea dulce a emisiunii noastre, și anume desertul. Hai, Dima, ai terminat ce aveai de făcut? Eu am terminat, vreau să duc cu ciocolata, mai ai mult? Nu, gata, eu... Dar și cum facem? Pui tu ciocolata și după aceea pun eu nuca. Hai! Faptul că razi ciocolată neagră pe care Bănescu o vei pune pe deasupra în momentul ca în care... Ca și decor. Ca, da, ca și decor. Asta e o chestie bună, interesantă. Deci sunt emoționată deja. Aceasta este rețeta pe care o făcea mama mea când era mică și pe care n-am făcut-o de foarte mult timp, vreau să vă spun sincer. Și acum, pentru că m-ați provocat, Am să continui cu gătitul de acum înainte. Îmi place foarte mult ce am făcut. Genul ăsta de tort, așa, de ciocolată, era ăla de care, știi, când făcea o mătușă, o mamă, o cineva... Verișoară, o dacă nepoată, era, o... înțelegi, când îl făcea foarte bine... Era nebunie. Da. Ia de aici, mămică. 9 săptămâni jumate, ai văzut filmul? Da. Exact. Mărunt, nu? Mărunt, da, hai, mărunt. Ce îmi place chestia asta cu tăiatul, ce vei de către altul. Încep să pun supa. Acum e momentul adevărului, pentru că trebuie pusă foarte puțin, trebuie învârtită în continuu, trebuie... Da? Da. Să amestec eu, dacă vrei. Vrei tu să amestec tu? Tu o să pui și eu o să amestec. Și vinul este deschis? Da. Vreau să punem și vin, să scadă și cu vin, știi, ca să-i dăm o aromă specială. Uh-huh. Hai. Pune peste tot, trebuie să pui așa, nu? Hai. E generoasă. Am tăiat puiul pentru salata Caesar. Mă pregătesc să îl trag așa un pic în unt, știi? Aleargă cai, aleargă ca mașina,
Ce frumos spunea poetul. Cai trupăiau și n-am putut să-i număr pe toți, dar știu sigur că sunt sute și sunt cai putere și mașina este limuzină. Ca să nu fie loc de interpretări stilistice, rețineți voi ce preferințe are Minodora și apoi ne vedem de treaba noastră. Care treabă? Treaba mea! Dă-i bice, vizitiu! Eu sper să ne cânte ceva, doamna Ozana, în seara asta, să ne facă și un program artistic, vă rog frumos. Încât acum vă spun, de la fiecare e pretenția mea, nota va fi, eu mai bine vă zic, eu la ceilalți tot am tăcut din gură 10. Și n-am făcut bine. Să știți că eu pun notă pentru prestația artistică. Prestația, un număr de seară. Deci un număr, ce iure sună. Un striptease. Femeie maritată și uite, uite, vrea striptease de la băieți. Nu mai moda, s-a schimbat. Câte o cântare, câte o chestie, câte o asta. Lăsați-vă cu mâncatul că e nenorocit. La tine tu-ți permiți, ai burtă, n-ai. Cămașa goală. Nu prea am făcut bine ce am făcut aici. De ce? N-am răbdare, trebuie să am răbdare. Păi stai, focul. Dă-l un pic mai tare. Nu, nu, e maxim. Deci nu ți-ai încălzit foarte tare tigaia. Puteai să pui și puțin unt și puțin ulei. În momentul în care prăjești... Puiul, da. Risotto e gata. Și anul e gata. Hai să vedem acum ce se spună invitații. Gata? Îi dau bătaie. Da. Hai. Doamna ajută. Wow. Wow. Auzi, mă duc și eu să-i primesc pe invitații. Zici ce mai faci pe aici. Taia mă descurc. Ah, mai. Încerc să termin. Give me five. Spăl vasele. Tu ai grijă. Lăsați. Eu nu am emoții, eu abia aștept să ajung să mănânc. Păi, având în vedere că ne întâlnim pentru prima oară, sper să fie bine. Chiar nu am emoții, o să mă simt foarte bine în prezența ei. Doamna profesoară, abia aștept să mănânc ce gătești tu. Ce a făcut, ce sexy! Primiți 4 pe un cadou! 4 cu un cadou, primiți? Foarte sexy îmbrăcată, cu acei colanți mulați pe picior, tocuri foarte înalte de 12 sau 16 centimetri, cu ia aceea care ulterior a spus că este o ie cu cristale Swarovski. Ia este unicat, este o ie făcută pentru mine, cu romburi. Am specificat că vreau romburi pentru că din toate semnele cusute, romburile sunt afrodisiace și pe vremuri femeile își coseau ia cu romburi ca să-și păstreze bărbații acasă. Și jur că funcționează. Senzuală, sexy. Mi-a plăcut apariția ei și chiar a rămas așa un pic, zic, wow, Ozana m-a eclipsat în seara asta. Vei foame? Nu, am înțeles. Nu, Bașca. Nu. Păi da, mă gândeam. Eu vreau să vă propun un vin dulce, superb, din Chișinău. Cagor, da? Ați mai băut vreodată? Ne dai și la pachet? Se zic că sunt o fată foarte generoasă, dar în ceea ce privește acest vin, voi fi zgârcită. Voi fi zgârcită pentru că este extrem, extrem de bun. Eu nu sunt o băutoare de alcool, însă m-am îndrăgostit de acest vin licoros Cagor din Chișinău. Și am rugat-o pe mama lui Dima să îmi trimite azi noapte cu autocarul acest vin. Și mă bucur pentru că am făcut impresie bună. L-am servit la început și a fost ok. Recunosc că a fost pentru prima dată când am băut un astfel de vin atât de dulce, pentru că, într-adevăr, era un vin foarte, foarte dulce. Nu prea sunt fan vin licoros, dulce sau de sânt. Ai râs, dar s-a dus special azi noapte de la Chișinău. Adică am dat comenzi, lumea s-a conformat, deci am pile la împărăție. Foarte dulce, exact cum a spus și Baxter, ar fi fost poate o băutură pentru desert. Am băut un pahar pentru că mai mult nu era ok pentru mine, că ajungeam acasă pe 7 cărări. Deci n-am venit cu mâna goală, am venit cu salată și cu omul meu de bază, el este Dima, poate cunoștință cu Dima. Bună seara, Dima! Bună seara! Ești român? Că fața nu prea... Nu? Păpașa Lirita nu vreau. Loretta îmi pare bine. El este ce vrea el. Timp să cred că Dima a gătit tot. Frumușelul Dima cu părul lui de foc. Sunt distrusă cu usturoi. Și fii atent cât de mult îmi pun. Da, da. Usturoi da. Sunt terminat. Da, deși bărbatul tot nu ce nimica, nu? Te nu, pupă... numai dacă ce el n-are vreme. Și pe să ne pupăm până ne obișnuim. Păi, el n-are vreme, numai eu am fost. Îl pune să o pupe în altă parte. Auzi, și să vrem până ne pupăm. Nu, ce dacă miroase usturoi, caută și el altă gură. Bărbatul meu.
Hai să vezi. Și eu îmi pun că mi-a pus puțin în seara aceasta, cine mă pupă, mă pupă cu usturoi cu tot. Sau în altă parte. Da, deci e clar. Păi dacă nu-i place mirosul de usturoi omului, boss, caută. Ce idiot. Aoleu, că bun. Așa face mereu. Nu mi-ai dat să bea. Da? Mamă, bă, asta e băutură, boiuleț. La valoarea lui. Hai că mă întoarce, am început. Nu că bag sărbea 13 până plecăm de aici. Hai, poftă bună. Foarte bun sosul. Poftă nu? Bună, poftă da. Bună. Da, eu fără... Da. Să înțeleg că fără usturoi viața ta e tristă. Da, da, da. Da? Da. Îți dau sos de ăsta. Nu vrei? Pui fără usturoi, numai sosul. Nu vrei? Da, așa numai cu frunzele goale? Da. Ok, eu sunt semi-vegetarian, adică mănânc sănătos. Salata pentru mine a fost extra, extra ok. Iar sosul ăla de salată, sau ce dressing-ul, damn! Asta este opera lui Dimam, sosul. Restul ia dă-mă să gust eu, că prea Dima, mult ai fost un sos. Dar ce, cu ce e? Muștar bănesc? L-ați mâncat pe tot. Muștar, da. Dima. A? Hai că-ți păcam plate de el, nu? Dima, te iau și la mine acasă. Hai, lăsați, nu vă dă, nu vă, nu vă, nu vă înghesuiți, vă rog, eu nu am ocupat. Drăguț? Păi, păi se putea altfel? Nu? Te-am văzut în revistă. E, mai văzut în revistă, lasă-mă cu revista. Dacă vreți să credeți ceva despre mine, accesați pagina de Facebook, nu alte porcării pe care le scrie preza. Și cine mă iubește știe de ce este vorba și nu comentează, nu judecă, nu... Cred că Ozana este foarte îndrăgostită de Dima. Într-adevăr, Dima arată și foarte bine, e și tinerel și e drăguț așa. Eu am citit în presă, pentru că eu sunt așa o degustătoare de presa mondenă și am văzut-o pe Ozana într-o revistă și... N-ar avea de ce să se ascundă atâta timp cât ei doi se iubesc. Bine, acum nici nu știu dacă sunt iubiți, dar după cum stau lucrurile și se văd așa, cred că sunt iubiți. Și foarte bine, felicitări. Nu contează vârsta, important e ca doi oameni să se iubească. La mulți ani, Ozana, mulțumim de invitație de masă. Da, apropo, deci am deschis săptămâna cu mine, ați deschis săptămâna cu mine, ați mers săptămâna mea, văd că primul fel nu v-a dezamăgit. Nu, foarte no? Bine. Inclusiv acest minunat cagor. Este un vin de poveste, eu care nu beau în viața mea, pe cuvântul meu de onoare, cu acest vin îmi dau voie, îmi permit să mă îmbăt. Da, după aceea nu mai răspund de faptele mele. În baie la lumină, unde poți să faci ce vrei. Ia ca, uite cine știe. Petrea. De cine începe striptease-ul, ca să știu? Boxerul, e pregătit. Și-a luat cu jocul. Mă mai lasă mâncat cu jocul. Boxer, unde ai găsit cu jocul ăsta? Te-ai plecat de decembrie. Când a făcut mama, când eram mic. Da, ai purta și atunci, se poartă și acum. A zis ăla, mai mare, că mi-l face... Nu, a zis că mi-l face mai mare ca să... Să fie treaba bună. Să nu facă de mai multe ori. Ce e pe tine și în dulap. O, Doamne, ce ești bun. Bun și drăguț. Da, n-ai măritată degeaba. Eu? Nu, o să pune că showbiz-ul acum așa se poartă. Adică? Se poartă mai multe cărări. Da? Păi, doar bineînțeles, eu sunt pe modern. Eu cred că nu mă curai de tine, cred că dacă ați prins pe bărbată, tu... Te-am nenorocit. Vai de capul meu! Și viața mea! E distrus. Stică, zice, la mișto. Și adio de la față. Da. Zice la mișto. Eu taie și eu. Eu taie și bagă. Da, clar! Vă dau la rațe. Ai nebunit? Noi râdem, glumim, vă plătim, da? Da, adevărul. Da, nu. Da, ești. Eu am voie, el n-are voie. Asta este treaba. Aaa, nu cred asta. E, cum nu? Nu mă gură de tine. Nu, zice niciodată. Că când zici că l-ai prins în mâna, duci și s-o dus. În seara asta m-am simțit foarte bine. O seară așa plină de viață, cum e Ozana. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, wow, da, wow, da, da, wow. V-ați dat seama, v-ați dat seama, v-ați dat seama. Wow. Doamne, câtă mâncare. Cine-i băiatul ăsta? Doamnă, doamnă, vă rog. Da, thank you. Acum nu știm exact dacă ea a fost ajutorul de bucătar sau Dima a fost doar ajutor de bucătar. Însă, la cât de mult l-a pomenit, am senzația că și-a băgat... mâinile în bucătărie Dima și vis-a-vis de mâncare. Așadar, dragilor, v-am pregătit împreună cu Dima
Piept de pui la cuptor cu legume și cu ciuperci și am pus lângă o garnitură de risotto. Să știți că s-a muncit la acest fel, da? Și vreau să-i mulțumesc lui Dima că el a ornat mai mult și a fost ideea lui să pună această cireașă pe orez. Da. Cireașa pe orez. Aplauze pentru Dima, vă rugați frumos! Da! Nu se mai numește cireașa pe tort, se numește cireașa de pe orez. Ala n-a fost risotto, se numește pilaf? Fiecare face în felul lui, eu fac altfel risotto. You know? Dar a fost bun. Nu știu ciupercă, dacă. Asta seamănă din aia. Eu nu am ciupercă. Uaa, ce urât a sunat asta, Doamne! Știam că nu mă refuzi. Uite, vezi, nu mai e. Vă vrei și foamea? Da. E aminodorat toate ciupercile. Mulțumesc, bă, dar prost. Eu carne am, cred că, aproape 2 luni jumate de când nu mai mănânc carne. Și am preferat să mănânc mai mult orez decât carne. Cât poți, cât să mănânci, gata? Da. E capata aia după internet. Ce, capata de masă sau ce, că va fi? E capata aia după internet, s-a luat imediat de tine. Prietena ta, vezi? Da. Nu, eu ziceam la modul general cât poți să mănânci, adică eu vorbeam cu mine. Da, da, cât da. Poți să mănânci. Ai văzut cum am tortat? Nu, chiar se referea la ea, că ea cât mănâncă. Eu vreau să mă împăt în seara ta. Te rog frumos. Hai, e puțin. Be my guest, ciao. Ia uite. A la votră, a la votră. Oh boy. Ce faci, nu-ți place? Ba da, da. De bază, spre surprinderea mea, n-a fost foarte bine mâncat, dar eu am dat tot ce am putut să fie și gustos, nu știu, sper că n-a fost fad. Clar că bucata aceea de carne de pui nu o poți mânca pentru că îți rămâne în gât. Eu l-aș fi tăiat poate julien și făceam un pic de sosuleț sau ceva, pentru că e ok să mănânci piept de pui, înțelegi? Dar și sănătos și totul e perfect și la cuptor, dar i-aș fi făcut o zeamă, o chestie, un... Înțelegi? Astfel încât să poată fi mâncat. Fiecare cu gustul lui, dar eu sunt foarte mulțumit pentru că îmi place mâncarea naturală și bună. O carne fadă care efectiv trebuie să o mesteci și să o înghiți cu o gură de apă, ca să se ducă, n-ai cum să o mănânci. Ce faci? Nu mâncăm, nu v-a plăcut, e clar, deci nu m-a plăcut. Nu e vorba de neplăcut, e vorba că e mult. Ce vrea? Eu mănânc să trăiesc, nu trebuie să mănânc. Am înțeles. E foarte bun. Nu, e foarte bun, doar că eu nu pot să mănânc foarte mult. Am înțeles. Vă dau acasă, vă dau la pachet? La pachet. Ok. Doar am mâncat legumele. Am mâncat toate legumele, spre deosebire de colegii mei care au mâncat mai multă carne. Sunt că ești vegetarian. Nu, mănâncă sănătos doar. Ops, asta a fost sub centură, adică eu mănânc sănătos, nu asta n-ai gătit sănătos. Ba da, nu. N-am vrut să spun asta. Am mâncat din toate câte un pic. N-am vrut să vă las așa singur și stingher la masă și mi-am adus o surpriză pentru voi. Asta așteptam surpriza. Îmi plac surprizele. Un stripper. Dima. Ai vrea tu, n-ai noroc, stai liniștită, stai în banca ta. Nu, am adus un coleg foarte bun și foarte drag mie, se vorbesc de Petru. Foarte tare pianistul, Petru. E extraordinar. El este mâna mea dreaptă în toate proiectele mele, este compozitor, pianist și nu numai, și un om cu mare suflet. Și da, am avut proiecte vechi, avem și proiecte actuale și viitoare, așa că sper să vă placă surpriza mea. Și vreau să cântăm o piesă care se cheamă Everybody Loves Somebody. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Foarte frumos momentul artistic, eu să l-am așteptat. Și cu instrument și fără instrument are o voce absolut superbă. Cred că este una dintre cele mai bune artiste, cântărețe de la noi din țară. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my
everyone to see your charm. Then every minute, every hour, every girl would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams was overdue, you'll have made it well worth waiting for someone like you. Nu știu dacă o voce neapărat bună are nevoie de alte instrumente. Eu cred că e vorba despre energia și bucuria pe care o exprimi. Și o ai de exprimat și o faci cu generozitate. Pentru că poți să cânti și două strofe și două versuri, dar acele strofe și două versuri să impresioneze sau nu să fie fade, să cânti, eu știu, un requiem întreg, de unul singur și să nu te faci ascultat. Până la urmă, ține de puterea ta de a te face ascultat, știi? Ne-am întâlnit odată întâmplător și mâna tu mi-ai strâns-o încetişor. Mi-ai spus distrat, îmi pare bine, așa cum ai fi spus oricui. Am vrut să te întâlnesc cât mai des, am vrut să înțelegi, dar n-ai înțeles. Atunci mi-am fericat iubirea și n-am mai spus-o nimănui. Habar n-ai tu cum te alint în gândul meu și cum mă mint mereu că mă iubești și tu. De dragul tău în visuri cum mă pierd, cum te desmierd, habar n-ai tu. În viața ta vei întâlni iubiri de-o zi, amor nebun și bucurii. De toate poți găsi, dar dragoste curată ca a mea nu vei găsi în viața ta. Și când cu gândurile mele covor de vise îți urzesc, tu calci nepăsător pe ele și în loc să plâng, eu îți zâmbesc. Cum te desmierd, habar n-ai tu. Habar n-ai, habar n-ai tu. Se pare una dintre cele mai tari voci din țară. Și acum am văzut-o pentru prima oară cântând. Până acum am auzit de ea, ba-ba-ba-ba-ba. Acum că am auzit-o cântând, a rămas puțin, damn! Cât feeling, cât suflet pune la ce, când interpretează, când cântă, știi? S-a părut tare rău. Așadar, dragilor, wow, ultima piesă de rezistență din această seară este vorba despre producție proprie, 100% Casa Barabancea, cu ajutorul minunatului Dima, evident. Este rețeta mamei mele și vreau să vă spun că am făcut acest tort după, cred că peste 15 ani. Și ca să încununăm cu succes această seară, m-am gândit să-i punem și o etichetă. Rating! Super! Eu sunt fan nucă, alune și chestii de genul ăsta și sunt fan prăjituri în sirop. Dar ăsta a fost foarte dulce. Cred că prea multă ciocolată. O zara foarte bună. Băi, vă rog. Foarte dulce. Îmi pare rău aici. Dulce. Da, pe sensul acesta. Hai să vedem. Ia să vedem. Dulce bombă. Dulce, dulce. Dulce rău. Ia să vedem. Băi, mă, două gusturi. O buie.
Deci eu care nu mănânc dulciuri, ia să vedem ce avem noi aici. Mie mi s-a părut foarte dulce, deci nu dulce, foarte dulce. Mamă, câtă ciocolată ai băgat în asta? Două tone? Mhm. Dar nu, că n-are mă de bucă. Nu. Dar nu, mie nu mi se pare că e foarte dulce. Mi se pare dulce bombă. E dulce. E bun, e gustos, trebuia să nu aibă atâta suc în ea. Da? Nu, mă, boss. Ba nu, trebuie să fie siropat, mă. Siropul, mie mi se pare păi prăjiturile în ziua de azi se fac foarte... Dacă nu e siropat, așa, nu are. Da. Îmi place mai gust. Băi, gusturile nu se discută. Așa. Eu am spus punctul meu de vedere vis-a-vis de gustul meu, bă. Da, noi știm. Da, mă certați acum? Gustul omului, nu, în gura lui poți, dar... Dar gustul nu-i n-ai cum. Păi... Viața mea, Ozana. Hai, lasă-o, că o mai vii pe la mine, înseamnă că ți-a plăcut. Ne. Da, e diabet, sigur. Hai, nu. Mi se pare, mă, dulce rău. Desertul n-a fost deloc foarte dulce. Mă bucur că am ales să fac acest tort. Pentru seara aceasta, eu am să-i dau Ozanei nota 8. Ozana primește de la mine nota 10. 10 pentru Ozana. Ozana, în seara asta de la mine, ai nota 9. Respect. Gazdă bună, mâncare de calitate, atmosferă pe măsură, invitați sofisticați. V-am descris în câteva cuvinte cina din această seară. Din aceste motive, cred că 37 de puncte sunt binevenite. Bravo și atât! Hai, bine ați venit! Bine ați venit! Bine te-am găsit! Mulțumim pentru tot! Mâine seara la Loret, ne vedem! Mâncăm comandă apă pizza. Cu lămâie! Apă cu lămâie și comandă pizza! Apă cu lămâie! Scap repede! Dacă nu lămâie, goală, că nici apă trebuie că n-are. Hai mă, chiar așa părerea mea despre mine! Mâine seara mergem la Loret, vedem ce se întâmplă, sper să nu bem numai apă plată cu lămâie, dar chiar și așa ea este o tipă care mie îmi place mult. Să sperăm că știe de unde să comande pizza. Își va pune sufletul pe tavă și va fi suficient. Boda prosti! Boda prosti, s-a fost sărătăți! Cred că nu o să mai plătesc nimic astăzi la piață, o să iau numai fără bani. Bravo, Loret! Ia puiul de acolo, Ivi. Lasă-l să prăjească. Nu așa gătești puiul, mamă. Au, pe gamiaș! Te-am zis eu că nu sunt bună în bucătărie. Te iubesc. Da? Deci creier, pane, nu ca așa mai viața mea n-am gustat. Nu mănânc organe de niciun fel. Nu? Nu. În viața mea n-am gustat. Serios?